ce faci? Mi-era dor de voi. Te rugăm să luăm loc la bancul de probe. Am prieteni care mă întreabă și ce o să mai spui, mă, deci nutriția este inepuizabilă. Sau te întreabă ce bazaconi o să mai spui. Nu. Pentru că oamenii pe cuvânt zic în felul următor, am spus, tu spui de la început conservele sunt sănătoase? Nu că sunt sănătoase, gândește că atunci când le-a inventat lui Pasteur, a revoluționat lumea alimentară, să spun așa. De ce? Pentru că într-o conservă nu ai nevoie să pui conservanți. Adică aici e lucru foarte interesant. Am găsit mai multe conserve și le și deschidem astăzi, da? Deci tu începi și deschideți și eu le spun așa, dragilor telespectatori. Deci ea se fierbe. Și atunci procedeul de fierbere al unui produs împiedică dezvoltarea. Păi nu, ca să am așa mai multă importanță. Împiedică dezvoltarea microorganismelor. Deci un lucru care este fier și asta știm cu toții. De când făcea bunica zacuscă, orice fel de legume pentru iarnă, ele se puneau în borcan și se fierbeau. Ei bine, această conservare este, impropriu spus, conserva poartă numele de conservă, dar înăuntru avem legumele, eu știu, mâncarea, fără niciun fel de agent de conservare, pentru că fierberea este mecanismul prin care, să spun, se neutralizează agenții patogeni. Și atunci trebuie să știm... Asta e valabilă până în a treia, uite, suntem aproape, 11 martie, până în 2027. Deci asta încă e 3 ani de aici înainte, poți să o ții în, absolut, da, în raft și, uite, e valabilă până în 1927. Dar nu este un lucru rău. Adică nu este un lucru rău. De ce? Pentru că aici avem un mediu perfect steril. Ea este sterilizată prin fierbere și atunci ține mult timp faptul că poate fi păstrată, iată, la temperatura ambiantă, da? Și vorbim aici de conservele de, știți, cu dragele mele gospodine, de mazăre, de fasole, boabe, eu știu, de pește. Ele stau în cămară cu ani, că tot vorbeam de alimente care, și dacă sunt expirate, nu-i problemă să fie mâncate, deci nu se strică și atunci este o metodă ieftină, foarte important, da? Este o metodă ieftină și la îndemâna oricui de a păstra lucrurile pe o perioadă lungă, fără niciun fel de consum financiar. Da, dar fii atentă. Uite, eu vreau să mai zic un avantaj. Stai, că înainte să te las să mi le desfințezi. Nu, că eu am făcut în felul următor. Neavând studii medicale cum ai tu, l-am căutat pe domnul Google și am căutat pe domnul Google niște lucruri, cum să zic... poate să fie rău într-o conservă? Nu, dar am căutat fix, nu că a scris nu știu cine sau nu știu ce, și am găsit o chestie discutată de Comisia Europeană și spun că vorbesc despre toxicitatea cutiilor de conserve. Depinde aici, probabil că există și cutii care nu respectă niște norme. Și aici oamenii zic așa, potrivit unui studiu recent al specialiștilor americani, alimentele ambalate în conserve, fie că este vorba de pește, pate de ficat, ori carne, pot fi foarte nocive pentru consumatori. Riscul vine din ambalajele alimentare, în special cutiile de conserve. Cutiile metalice de conserve sunt concepute dintr-un material plastic care are drept scop prevenirea ruginirii și menținerea produselor cât mai proaspete. Și aici explică care sunt, adică e Comisia de Reglementare a bisfenolului. Ok. Deci la capitolul ce fel de materiale dubioase sau nesigure se folosesc pentru conservă, în principiu conserva aia de... era și pe vremea războiului, da, apropo de mâncare conservată, era făcută din tablă. Acum, dacă noi punem în interiorul conservei de metal și niște folie de plastic, care nu știu exact de ce trebuie pusă ca să dea mai bine ca aspect, nu știu să răspund la asta. Cert este, întorcându-mă la conserve, culmea este că tabla și fierul din conservă îmbogățește preparatul în fier. Așa cum prin gătit în vase de fier putem, eu știu, o mâncare de legume să o îmbogățim cu fier, pentru simplu fapt că punem sos de roșii și intră în contact cu fierul, la fel în conserve se îmbogățește mâncarea cu fier. Mai are un avantaj. Tu mă disperi pe mine cu asta, pentru că, să spun de ce, tu zici că e bine că iei fierul din conservă, din fierul ăsta, adică iei fierul ăla care stă la corp? Fier, deci fierul de care are nevoie corpul nostru e fierul ăla care vine din pământ, minereul de fier. Păi da, dar asta e fier. Fierul ăsta e bun pentru corp? Fier, da. Uite, fii atent. De fiecare dată. E rău. Fierul e bun. Eu doar citesc astea, nu vreau să pară că eu te contrazic, tu ai studii medicale, tu ești doctor, tu știi asta. Dar vreau să spun asta. Prin fierbere ce lucruri bune se întâmplă, mai ales cu leguminoasele boabe. Deci de ce mi-am dorit o conservă de mazăre și una de fasole? Ți-am adus și ton și carne de toate. Deci începem cu astea, cu boabele. Sunt foarte multă lume zice nu fac mâncare de fasole pentru că, eu știu, mă balonează, e greu de fiert. Uitați-vă, într-o conservă, fasolea o ai gata fiartă, nu mai ai niciun fel de risc de balonare și mai are un avantaj, o ai într-o cantitate mică. Deci conserva, să spun așa, previne și risipa alimentară. Pentru că în momentul în care vrei să faci o oală de ciorbă sau de ciolan cu fasole, și ai fiert 3 kg de fasole, va trebui să ai niște mâncăcioși la masă. Dacă ești o singură persoană, s-ar putea să nu mai pui leguminoasele astea boabe, trebuie să le punem de 2 ori pe săptămână în meniu. Dacă n-ai avea conserva, n-ai face niciodată mâncare de mazăre și de fasole. Dar nu poți să compari ce faci tu acasă, mâncarea de fasole, cu asta din conserve, nu? Nu, atenție, aici avem fasole boabe, da? Și dacă te uiți pe ingrediente, păi nu, stai un pic, dacă te uiți pe ingrediente, avem apă, fasole, apă, sare. Deci conserva este un produs care nu are nevoie de alți agenți adăugați, alți agenți de conservare și alte produse. Dacă noi luăm, nu știu, ciorba pe care ai făcut-o și tocana pe care ai făcut-o și o pui într-o conservă și o sigilezi și intră la fiert, ea poate să stea pe raft în cămară ani de zile. Este un lucru care previne, cum am spus, risipa alimentară și care îți dă posibilitatea. Altă variantă ar fi să o pui în congelator. Ori acolo presupune să ai un congelator și să consumi curent electric. Mai e un lucru care este important și dacă, din nou, vorbesc pentru gospodine. Dragele mele, voi care gătiți știți. Niciun bucătar, nici din cei extra super celebri, uitați-vă la felul în care prepară mâncarea și veți vedea că niciodată roșiile în mâncare nu se pun proaspete. De ce? Pentru că acest sos de roșii, aceste roșii în sos tomat, acest bulion din conservă, din punct de vedere al sănătății, este mult mai bogat în nutrienți decât roșia proaspătă. Roșia proaspătă are foarte multă apă, iar culmea roșie, prins drobire, amestecare cu ulei și fierbere, își concentrează, în primul rând, acel pigment roșu care se numește licopen. Deci este un lucru spectaculos. Roșia din conservă e de 3 până la 13 ori mai bogată în licopen decât roșia proaspătă. Uite, vreau să pot să zic ceva acum? Legat de chestia asta. Și mai am o chestie. Te rog, putem mânca, mâncând din conservă, produse, și aici, uite, o arăt pe mazăre. Mazărea e bună primăvara, da? Când o iei din piață, când e dulce, când e proaspătă. E, faptul că ele sunt puse în conservă, sunt puse foarte aproape de locul în care au fost culese și în felul acesta, într-o conservă, vei avea o legumă pe care poți să o mănânci pe tot parcursul anului, chiar dacă nu ești în sezonul ei, da? Deci prin această conservă, tu, să zicem, la mijlocul iernii de Crăciun, poți să-ți faci o mâncărică de mazăre și să ai prospețimea pentru mazăre, pentru că această conservă a păstrat-o. E o chestiune de... Din nou, de până la urmă, economia alimentară, să mănânci legume în orice moment al anului. Eu sunt de acord cu tine și cu discursul ăsta, că economisim, că nu risipim mâncare, că e mai ieftină, că își permite toată lumea. Eu sunt de acord cu tine și perfect de acord. Și oamenii sunt încântați și se bucură. Dar lasă-mă un pic să te întreb ceva. Dar lasă-mă un pic să te întreb ceva, ca să fie dialog, nu monolog. Vreau să te întreb chestia asta. De ce ăștia de la Comisia Europeană toți spun că e toxic? Sunt nebuni? Nu, deci nu. Uite, doctor, mai dau ceva. A venit și doctorul, profesor doctor Dan Vodnar, a venit, a zis o chestie legată, am găsit-o întâmplător, legat de conserve. A venit în emisiunea trecută și a zis, de fiecare dată când cineva consumă un produs ambalat, este foarte probabil că ingeră cantități mici de bisfenol, un compus utilizat în industria plasticului alimentar și care a fost în atenția autorităților de mulți ani. Bisfenolul A este un perturbator. Bisfenolul în plastic. Stai, mă, Cătălin. Da, stai să-ți explic. Este un perturbator endocrin, o substanță care poate altera funcționarea corectă a organismului. Ai zis de plastic, da? Perfect. Cutiile metalice de conserve sunt de obicei căptușite cu un strat subțire de material plastic, ce are rolul de a preveni ruginirea cutiei. Cercetările arată că bisfenolul ăsta trece din stratul de material plastic în alimentul din cutie și este absorbit apoi rapid în organism. Cercetătorii de la Universitatea Harvard, deși ăștia cu școală, au determinat că de fapt consumul unei singure conserve de ton în ulei poate crește de 20 de ori nivelul bisfenolului în sânge. Știi de ce nu vreau să mai vorbești de bisfenol și de plastic? Pentru că mutăm atenția și discuția. Nu. Deci conserva nu este în primul rând plastic. Și dacă tu faci un exercițiu de imaginație, gândește-te la toate alimentele dintr-un supermarket și spune-mi invers, care nu este ambalată în plastic. Păi da, dar sunt alea în sticle, nu-s mai sănătoase? Nu poți să vii să le spui, bă, oameni buni, alea-s mai sănătoase. Nu, dar, de exemplu, o conservă de pește, n-ai cum să o faci în sticlă. Adică aici mai sunt și lucruri care țin... Păi cum e ton în borcan de sticlă, mi-au eu. Deci mai țin, dar conserva clasică, mă, Cătălin, din conserva clasică nu are plastic în interior, adică nu pot acum să desfințez partea de conserve pentru că un producător s-a gândit să-l căptușească, nu toate cutiile. Nu toate cutiile, dar oamenii ăștia de la Comisia Europeană presupun că nu-s de nebun. Uitați-vă, dragii mei, plastic interior. Nu, asta e tablă, n-are niciun fel de plastic. Nu, ăla care zici tu cu plastic are alb în interior. Deci n-am... Deschid de pe toate. Aici e ciorbă. Aici e ciorbă, n-am cum, adică pentru cei care... Hai să o deschidem pe asta din 2027 să vedem ce surpriză avem. Nu mai deschidem. Așa și pentru că tot, vezi că e greu, și pentru că tot am vorbit de avantajul din conserve, mai vreau să vă mai spun un lucru apropo de peștele în conservă. Și asta este cu mâncărică. Dar uite, vezi, e tablă. Astea ale noastre românești, culmea, sunt mai corecte. Noi confundăm grav piața de consum din America și o suprapunem peste cea din Europa. Să știți că diferă complet obiceiurile de consum. Asta nu e conservă de plastic? Nu, ăla de deasupra este staniol. Păi și nu-i plastic ăsta înăuntru? Nu, staniolul nu-i plastic. Păi și dar ce e ăsta înăuntru? Păi uite. Păi și staniolul ce e? Staniolul nu e plastic. Dar ce? Este tot o folie de metal. Stadionul nu e plastic, dragii mei. Deci americanii nu mănâncă ca noi, americanii nu fac mâncare ca noi, iar studiile din America nu se suprapun peste studiile din Europa. De foarte multe ori, celor care sunt interesați de alimentație, le-am sugerat. Căutați pe motoare de căutare în limba franceză și italiană, pe motoare care să se refere la studii făcute în Europa pentru noi. Pentru că noi mâncăm mai bine decât... Mult mai bine decât americanii. Uite, cineva a dat un mesaj, aici să te întreb, că oamenii zic că ăsta nu e metal folosit, că este aluminiu. Deci, și cum îți iei tu fier din aluminiu? Păi, mai sunt și unele care sunt de fier și unele care sunt de aluminiu. Adică, la capitolul din ce sunt făcute conservele nu este, cum să zic, expertiza mea. Eu ce pot să vă spun este că alimentul din conservă nu are conservanți, că este deja curățat și fiert, deci timpul pentru gătit e foarte scurt, iar în cazul roșilor, v-am zis, este excepțional să fie roșiile în conservă. În cazul peștelui, din nou, avem un avantaj. Peștele stă în conservă, este ieftin, stă, vorba aceea, poate fi transportat în condiții de siguranță, altfel fiind un aliment extrem de repede perisabil. Și mai avem, nu avem aici, conserva de pește, dragii mei, în sos tomat, este o chestiune miraculoasă din punct de vedere nutrițional. A, să vină, să vină! Stai așa, mă, stai. Că asta e bijuterie nutrițională, da? A, și a adus și preferatele. Deci aceste conserve de roșii o să le vedeți la toți marii bucătari pe masă. Nimeni nu gătește cu roșii proaspete, da? Apropo de cunoștințele de nutriție pe care trebuie să le aibă oamenii ăștia în bucătărie. Și aici avem, vă spuneam, de 13 ori mai mult licopen. Faptul că roșia este zdrobită mărește absorpția licopenului, iar ea așa în conservă, uite că poate tu vezi mai bine, ani de zile, deci îți stă până în 2025. Și știi care este avantajul ei? Pentru că e făcută din roșii din Italia și în niciun caz nu avem cum să obținem sucul ăsta de roșii de calitate cu roșii culese atunci când au fost scoapte în mod natural la soare noi în România. Deci nu există mai bun de atât. Iar întorcându-mă la conserva de pește în sos tomat, și v-aș zice nu să luați pește mare, cum scrie aici, filet, ci sardinele banale. De ce sardine? Pentru că au și oase. Asta se mai întâmplă la conservă. În momentul în care este fiartă, oasele din pește se înmoaie. Oasele, știm cu toții de la piftia noastră, oasele de pește au cel mai mare conținut de calciu și avem suc de roșii care crește absorpția fierului, calciu din oase și sardina are cel mai mare conținut în omega-3. Deci această sardină, mai ales dacă este... l-am avut... Stai un pic! Da. Deci, dar mai tu ai vorbit, eu n-am zis nimic. N-ai cum să vorbești, n-ai cum. N-ai cum să mai vorbești. Doar să zic, doar deci sardina în sos tomat, sardina în sos tomat, care costă, cred că până în 5 lei, este un concentrat de omega-3, fier și calciu, cum nu există ceva similar din punct de vedere nutriție, accesibil oricui. Adică noi trebuie să le dăm oamenilor variante practice și care să și le poată permite. Pentru că o nutriție sănătoasă nu înseamnă o nutriție sofisticată cu pește sălbatic adus proaspăt de la Marea Nordului. Eu sunt perfect de acord cu tine, să le dăm oamenilor să mănânce ce e sănătos și ce e bine. Iar sucul de roșii să nu vă lipsească, dragile mele, nicio gospodărie, în orice mâncare pune sos de roșii. Sos de roșii pentru că face mediu acid și pentru că și vitamina C, și fierul, și tot ce înseamnă fitonutrienți se absorb mai bine în prezența uleiului, un strop și mediu acid din roșie. Da. Zim, ce să mai vrei? Nu mai vreau să zic nimic, că dacă tu doar vrei tu să vorbești, eu te las, nu vreau să te contrazic. Altă chestiune, altă bunătate. Când vom mânca noi porumbul în toiul iernii dacă nu-l avem așa fiert într-o conservă? De unde să-i porumb? Hai că tuturor vă place porumbul fier și recunoașteți, arată foarte, mi-ar plăcea, foarte de exemplu, bună într-o salată. Să fii de acord. Nu, dar pentru asta îți trebuie un specialist în industria alimentară sau, nu știu, în industria, nu știu, ambalajelor, care să știe din ce sunt făcute ambalajele. Trebuie să recunoști că n-am cum eu să știu care e diferența dintre... Asta fac la Comisia Europeană. Asta spun că vor să protejeze oamenii să nu se îmbolnăvească de cancere și de ceva. Dar studiile făcute la Harvard sunt în America, nu sunt în Europa. Iar faptul că există plastic în orice ambalaj nu este general valabil pentru, țara noastră. Adică fiecare mănâncă ce vrea și cum vrea. Da? Și Doamne ajută. Toți am mâncat o grămadă de conserve și mâncăm. Și poate o trebuie să le spui oarecum. În ce să-l conservi dacă nu într-o conservă? Ia. Trebuie să spui. Știi ce vreau să te întreb? Mi-ar plăcea să pui, de exemplu, uite, să poți să ai un partener de dialog la chestia asta, tot un om care să fie din domeniul ăsta medical. Cred că asta e carne. Nu, dar atenție, mă, voi credeți, sau nu știu, greșeala oamenilor care vin și își dau cu presupusul sau care sperie populația, trebuie să fie strict limitată la expertiza lor. Noi la facultatea de medicină nu învățăm... Păi și tu doctor, să vină doctori. Uite, săptămâna trecută doctorul Cătălin Cârstoveanu a fost total împotriva afirmațiilor tale. Că nu mâncăm cartofi prăjiți, deci Cătălin m-am abținut chestia... cu greu în prezența domnului doctor, pentru că puteam să-i dau eu răspunsul. Când ai zis că de fapt oamenii care fac diabet și care fac cancer, de fapt nu fac din cauza alimentației. Nu, atenție! Este foarte greșit să crezi că atunci când mănânci zahăr faci diabet. Nu este, adică niciun doctor nu poate să facă afirmația asta. Faptul că organismul tău are genetic o problemă, un dezechilibru, adică genă să spui care că alimentația nu te îmbolnăvește? Nu. Diabet de grad 2 după 45 de ani la bărbat stresat, obez, apare ca urmare a unui stil de viață, să spunem, defectuos sau... Adică alimentația, nu? Nu neapărat alimentația, pentru că și stresul face mai rău decât, alimentația. Însă diabetul nu este o boală determinată de alimentație, adică este o afirmație greșită. Iar cine a mâncat cartofi prăjiți cu friptură și a murit de cancer, să mă ierte Dumnezeu, eu am avut în familie un astfel de caz și sunt mai rău decât hienele și sar la gâtul oricui care îmi spune că de la cartofi prăjiți cu ouă prăjite se face cancer. Deci cine moare de cancer, ferească Dumnezeu. Nu că și tu pui problema cum îți convine ție. Oamenii vorbesc despre prăjeală și despre uleiul ăla. Păi stai un pic. Depinde de câte ori mănânci prăjeală într-o săptămână, depinde în ce prăjești, adică nu putem să desfințăm o tehnică. Oh! Deci, vă strâng de gât. Păi dar strânge pe doctor ăsta, că vin în direct cu un doctor. Nu, eu nu o să fiu în echipa doctorilor, sunt în echipa șefilor bucătari și e o chestiune, arta culinară a fost clădită în sute de ani. Nu are voie, nutriția vine și completează. Nu avem cum să desfințăm prăjeala de pe lume, din simplu fapt că sunt unii care mănâncă prăjeală dimineața și seara. Dar nu vrei să facem în chestia asta, tu doctor pe o parte, care susține niște lucruri, pe partea asta un alt doctor care susține alte lucruri. De ce? Nu, nu e ok, adică trebuie să fie cineva care vine și completează informațiile pe care nu le știu eu. Păi da, dar de asta zic, poate eu nu știu cum se face o conservă, eu nu știu din ce material se face conserva. Nu, fii atentă. Practic aici un doctor care susține contrar lucrurile pe care le spui tu și tu aici să fie o dezbatere din dezbatere oamenii înțeleg exact cum zic lucrurile. De asta spun. Adică nu un nutriționist de pe TikTok sau ceva, un doctor, tot un doctor. Adică vină un doctor care spune că diabetul se face de la zahăr. Da. Nu știu. Deci n-am o problemă nici cu asta. Însă ceea ce se întâmplă și lucru care, nu știu, mă face să fiu frustrată și indignată în același timp, este că noi în România avem această dorință de a generaliza. Deci zilele trecute mă sunase un reporter să mă întrebe, ok, se interzic băuturile energizate de la copii, n-ar fi mai bine să le interzicem cu totul? Nu, oameni buni! Pentru că băuturile energizante au rolul lor pe lume și nu sunt recomandate copiilor. Adică sunt niște lucruri diferite, nu putem să facem să dispară de pe fața pământului toate ispitele culinare, ca noi să trăim slab și nemuritor până la adânci bătrânești. Ce e asta? Ce e asta? Deci mâncarea a fost venită să ne hrănească. Oamenii ăștia, când a inventat Pasteur conserva și a dat, nu știu, oamenilor care plecau pe front și ea nu mai mureau de foame, a fost o revoluție, da? Și acum noi ce facem? Zicem, păi stai un pic, că conserva nu mai e ce știam noi. Conserva nu mai facem din tablou, o facem din plastic. Și atunci, ce să vezi când mănânci conservă, mănânci plastic? Păi atunci să scoatem apa din sticlele de plastic, să scoatem ambalajele toate de plastic. Noi am desfințat astea, poaiele de plastic, în rest, e pe simplu bine că am desfințat poaiele, în rest e plastic în tot. No. Nu putem să ne ferim, adică, Cătălin, vreau să înțelegeți și dragii mei, vreau să înțelegeți. Noi trăim în societatea de azi. Dacă vreți și aveți posibilitatea să trăiți într-un paradis, nu știu, pierdut, în care aveți toate lucrurile naturale așa cum le mâncau nu bunicii noștri, 5 generații înainte oamenii, unde să nu existe niciun fel de îngrășăminte pentru agricultură, unde aerul să nu fie poluat și mâncarea să fie nepusă într-o pungă sau într-o sticlă de plastic, vă rog din suflet, faceți asta. Dar noi, ăilalții 99%, unde să ne ducem? Și cum să ne ferim? Adică oamenii, știi ce se întâmplă în prezent? Oamenii sunt făcuți să fie anxioși și să le fie frică de mâncare. Ei când privesc mâncarea, o privesc cu gândul că mâncarea îi va îmbolnăvi și în final ce să vezi? Nu mâncarea îmbolnăvește, ci stresul. Stresul și frica că vor fi îmbolnăviți. Adică lucrul ăsta nu le evaluează nimeni, nu vorbește nimeni despre el, le otrăvim românilor farfuria cu tot felul de păreri din astea extremiste. Conservele nu sunt bune, aia nu e bun. Ce e bun? Asta ai 100% dreptate. Ce e bun? Ai 100% dreptate. Iar rolul meu este să vin aici și să vă spun că lucrurile nu sunt alb și negru. Știi că am spus-o de fiecare dată. În același timp, după atâția ani de la Revoluție, practic oamenii au ocazia să caute și pe internet, să vadă și oameni de știință, să vadă și doctori care vin și te ajută pentru ceea ce privește sănătatea ta. Să fii mai bine informat. Adică să fii mai bine informat este mult mai bine. Să fii mai bine informat, sunt de acord cu tine. Te ajută chestia asta. Însă, între a nu mânca fasole, știi că a mai fost discuția asta și este în continuu această polemică, ce ne facem cu mercurul din pește, da? Altă bazaconie, așa cum ce ne facem cu laptele la adulți, așa ne facem și cu mercurul din pește. Și știi ce frumos tranșează nutriționiștii în străinătate, în țările civilizate și educate problema asta? Au venit pediatri și au spus, este mai mare riscul de carențe nutriționale și de probleme de sănătate în a nu mânca pește, decât a te intoxica cu mercur la o dată de 2 ori pe săptămână cât ar trebui să mâncăm noi. Și atunci asta se întâmplă la noi. Lumea e frica și a peștelui, și a legumelor, și a fructelor, și a plasticului și a tot. Și atunci, în final, ce crezi că fac? Mănâncă tot ce le taie capul. Adică nu duce la o alegere selectivă. Ați adus data trecută niște mezeluri aici și tu ai citit cu uimire lista de ingrediente. E, astfel de lucruri care sunt de proastă calitate, ei în continuare le pun în coș. Ei le cumpără din supermarket, deci ție ți se pare că au vreun beneficiu din informațiile noastră? Să fie un pic mai atenți pe Concluzia mea este că oamenii trebuie să se informeze și să nu vadă toate părerile vehemente. Există conserve în care există mâncare gătită, conservantă și care probabil aici la lista de ingrediente nu este neapărat cea mai curată rețetă, da? Și probabil că asta este un fel de compromis. Uite, dacă tu nu ai timp să gătești acasă, îți iei o mâncare gătită în conservă. Ești de acord săptămâna viitoare, marți, să vii? Nu, săptămâna viitoare, marți, nu vin. Că martie. La mulți ani de pe acum. Cât e săptămâna viitoare? Nu, te-am păcălit. Săptămâna că nu e o martie, săptămâna viitoare. E undeva între tine și martie. Vinerea viitoare e o martie. Ai văzut că știi. Bine. Atunci când da, vin, mă, vin. Eu n-am o problemă să mă confrunt cu oricine. Dar nu de confruntat. E vorba de o dezbatere din care oamenii se bat argumente pro și contra pe diverse lucruri. Însă, din nou vă spun, dragii mei, că nu de alta, aseară mi-am făcut mazăre, mâncărică de mazăre. E așa de important să mâncăm de 2 ori pe săptămână. Zi-mi de când a fost ultima oară când ai mâncat boabe? Porumb. Nu, leguminoase boabe înseamnă mazăre. Eu spuneam ce boabe am mâncat din conserve ultima dată. Porumb și pate de conservă. Mihaela, trebuie să merg mai departe cu emisiunea. Îți mulțumim mult de tot. Și în conservă, nu e problemă dacă sunt în conservă. Continuăm. Of, ce mi-ai făcut? De ce nu dai foc de fiecare dată ca să pară că eu sunt doar eu? Pun întrebările telespectatorilor și în același timp pun niște întrebări din partea oamenilor. Și așteptăm și pe oamenii de știință aici cu Mihaela Bilic, care și eu este doctor. Fii atentă, trebuie să iau publicitate. Și doctor pentru că de bine e și în weekend la ProTV, duminică la 10. Clar. Acolo unde nu o să o întrerupă nimeni.